Protopopiatul Sighet are un nou coordonator. Preasfințitul Părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului, l-a instalat pe Părintele Dan Ioan Sidău în funcția de protopop. Numirea a fost făcută în cadrul ultimei conferințe pastoral-misionare de toamnă, care s-a desfășurat ieri la Sighetul Marmației. Potrivit episcopiei Maramureșului și Sătmarului, Părintele Dan Ioan Sidău a absolvit seminarul teologic liceal ortodox Sfântul Iosif Mărturisitorul din Baia Mare și Facultatea de Teologie din Oradea, secția pastorală. Este parohul bisericii Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din Sighetul Marmației, cunoscută ca și Catedrala Sighetului, dar și directorul executiv al Centrului Cultural Pastoral, Sfântul Iosif Mărturisitorul.